Salutare, fraților, bine ați venit la un nou episod. Îl avem alături de noi pe Mario RTG, aia zic. Te salut, Alex. Salutare, salutare. Astăzi o să facem bătălia legendelor. O să facem un așa fel încât vedem cine va câștiga 10 icons. Vor fi 5 pentru mine, 5 pentru Mario. Și o să facem pe scor. La final, cine câștigă, aia e. Iar după ce vom face acest episod și vom vedea cine va câștiga, nu uitați să intrați în linkul din descriere, să vedeți și pe canalul lui Mario, să vedem cine a câștigat acolo la el. Aici o să vedem cine câștigă la noi. Așa că, forță! A few moments later. Ia zi, Mario, de la 1 la 40 trebuie să-ți alegi. Haide, îi dăm cu 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gata, și-a plecat. Mamă. Ia să vedem. Un steag bun? Doamne. Englez, hai că... Oh. Opa. Hai, dăm. Rio? Băi! E pe perfect. Mamă, păi ce vorbești că e printre cei mai forță? E mai joc. Mamă. Ăsta, forța, da. Forța, oh. Mamă, 1.300.000. Și culmea, Anglia zicea, mamă, direct. Sincer, mă așteptam la un Bobby Moore ceva. cred că o să ai 1-0 din ce văd eu. Hai să vedem și la mine. Eu o să aleg, nu știu. Nu se știe. Eu o să-mi iau 4, numărul 4. Atât aveam și la școală. Hai să vedem. Numărul 4 ne aduce. Aoleu! Ai 5 micuri, fii atent. Orți? A, cred că am 1-0. Eu cred că sigur ai 1-0, clar, 1-0. E bun și ăsta care are 5 wifi-uri, e jucabil. Da, una e să prinzi un jucător de 1.300.000 cât era la pe market, una e 300. 300. Da. Tot așa inspirat. 13. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hai să vedem dacă o să ai același bulan. Eu zic că da. Cred că mai au un CB bun. Și? Steag bun? Oh. Nu pot să cred. E mai bun. E Ryan. Ma. Da, cred că e 1-1 imediat. Și aia mă, că da. Mamă, nici 300.000. În teoretic ar trebui să egalez situația. Practic mai vedem. Hai să, nu știu cât să ia. E cam mare, foarte greu să dai mai slab ca Giggs. Hai să vedem. Numărul 7. 4, 5, 6, 7. Hai să vedem. Na. Țara galilor. Mamă, dă două ori la rând. Da. Hai, steag bun. Steag bun. What? Opa! Opa! Da, George Best! Nu, e Barnes, nu? Sau e Barnes? Nu e Best, bă, mă, e Schmaker! Vezi că... Bă, e bun rău ăsta. Arată bine rău, Carlo. 4 cu 4. În bandă, să știi că e jucabil în bandă, adică... Da, și arată bine. 98 dribbling. Deci... Sunt curios. Din punctul meu de vedere, e clar 1-1. Nu e pe market. Opa! Dar n-arată rău, 4 cu 4, high medium. Are loc la tine în echipă? Da, 1-1, egalăm situația. Fii atent, luăm 4. 4, da? Hai să vedem cine aduce 4. La mie nu mi-a adus nimic bun 4, da? Mamă, țara galilor de două ori. Ia, steag bun? Nu cred. No. E clar. No. Gerard, legenda. Liverpool. Da, n-am ce să zic. Ăsta poate să fie win, depinde ce îmi pică mie. Hai să vedem și cât costă, vreo 500.000. Da, e cel mai bun dintre CM. Deci scorul cât e? 1-1? 1-1, dar am Gerard eu cam. 1-1 și ai un Gerard în plus. Am în general. Hai să vedem 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai să vedem.
10 direct. 10, nota 10. Domnul jucător care purta 10 acum, fii atent. Ia, hai, omoară-ne. Ai, bă, nu cred. Nu cred, nu cred. Băi, care erau șansele? Am câștigat, am câștigat. Ai câștigat, clar. Deci care erau șansele? De două auzi? Ori, Geeks. Supărați că am luat un Ferdinand și Best până acum, e bine. Da, să știi, să știi. Din punctul ăsta de vedere chiar e ok. E decent. O să-i dăm cu XL și îi va da el recovery. Da, deci e ai de... 2-1. Opa. Ai acum. Ia du-te tu până la 12. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Hai să vedem, tot cu bulan. Foulou. Hai că am 2-1, e bine. Na, nu mă așteptam acolo la Gerard. Credeam că poate... Ia. Tot no! Deci n-ai cum, astăzi no! Vedem doar două steaguri. Da. Michael. Nu, Lineker. Ma? Lineker. Cred că e 2-2, cred că e 2-2. Fuh, să vedem. Da, așa, să vedem și cât e, cât e pe market. 400. 3 cu 4. Nu, 7 shooting. Ca Eusebi. 99 finishing. E ce trebuie. E ce trebuie. E fel de ligian. Hai să luăm 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Băi, îmi doresc un singur lucru. Să văd și eu alt steag în afară de Țara Galilor și Anglia. Altceva, nu știu, vreau altceva. O Franța, o ceva, hai. Ia să vedem. Hai că mă distanțez, fii atent. Te dă paracata. Ia. Oh, mai luat, mai luat, mai luat. Mai luat, sigur. Hernandez cred... sau ăla, Sanchez. Cred că e un pic mai bun ăsta. Cred că e un pic mai bun. Mai sigur ăsta. Sanchez. 2-2. Da, am 2-2. Da, la limită. E la limită, dar dacă ne uităm pe, pe cartonaș, eu zic că e mai bun. Și mă dacă vrei bandă în ceva. Da, e și are și accelerație. Deci 2-2 suntem decisiva. Acolo. Da. Ia 10. 10 direct. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai să vedem, ori e 3-2 pentru tine, ori pentru mine. Hai, și... nu ai de unde să știi, dacă e slab nu-ți dai seama gen direct. Dacă a plecat. Că poate să-ți dea ceva și mai rău. Ok. Opa. No. Figo. Figo. Nu-i rău, nu-i rău. Figo nu-i rău, adică nu-i chiar slab. 700 de mii nu e... Bă. Iar rău și n-arată nici rău, sincer să fiu, 95 accelerare. Dar în joc e slab așa, nu știu ce are. Da, în joc e, nu e wow. Dar, na, se putea. Stățuri e ok, da. Da și mai. Ia, să vedem. Și acum decisiv, o să zic așa. Și ultimul pachet și pentru mine, ori e egal, ori mă bați cu 4-2. E ăsta primul? Poftim? Primul, da, primul, îl voi lua pe primul ca să vedem dacă ne aduce noroc sau nu. A few moments later. Ok. Hai să vedem. Acum, decisivă. Deci trebuie să bat Figo. Trebuie să bat Figo, exact. Hai, steag bun, steag bun. Brazil? Da, am luat. No, e mai bun Figo, clar, din punctul meu de vedere. Trebuie să fim fair play. Și Socrates, care cred că e mai scump ca Figo. Socrates cred că era win față de Figo. Da. Dar Rivaldo nu. Dar Ronaldinho cum era? Ronaldinho era... era altceva. Dădea plus 2. Era altceva, da. Bă, din fericire sau din păcate, pierd acest challenge cu 4-2 chiar. Dar totuși mai avem o șansă la tine pe canal. Poate mi-au revanșa, să zic așa. Ce să zic, mi-a făcut plăcere să facem acest challenge și nu uitați să intrați în linkul din descriere să vedeți revanșa. Exact. Vă pup, numai bine, nu uitați să lăsați și voi un like dacă v-a plăcut și vreți să mai facem un subscribe, toate cele. Vă pup, Jean. Salutare. Numai bine, salutare.